Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. De ce a trebuit să pic chiar cu iepuraica pe prostia asta? What the fuck? Pe prostia asta de hartă. Vreau și eu să știu de ce. Te rog să nu stai disconnect în maica mamitele. Asta și mâine. Oh shit, am nimerit în pom, ești nebun. Oh, deja au dat jos unul. Hello, fucker! Ia, pe unde ai luat-o? Aha, pe acolo ai luat-o, am înțeles. Ce faci, domnule Dwight? Pe bune! Ce nașpa a fost faza aia, să moară Bibi? Vino încoace, vino încoace, unde dracu, doamne, iartă-mă, ai impresia că te duci tu, ia spune tu mie. Oh, fuck, nu veni tu repede cu lanterna, sărăcie ce ești. Pleacă, pleacă de aici, pleacă de aici. Nici măcar nu vreau să aud despre viața dumitale. Ia uite-i, ia uite-i. Ah, ce fraier ai fost. A, s-a dus să-l scoată pe ăla, sau nu? Ok, this shit is nasty so far. Dar asta nu e Baby Survivor, se vede. Bă, l-au dat jos, l-au dat jos, mă. Ah, celălalt Dwight a dat jos, am înțeles. Domnule Dwight, ce fai? A, mă, nu te mai uita în spate, că oricum știi că sunt. Pix, în spatele dumitale de nenorocit ce ești. Vino la tăticul, domnule Dwight, vino la tati. De ce dai bă tu lumea jos de pe... Ah, mamă! I got fucking damage, ce mă enervează chestia asta. Așa, nenorocitule, paletează-mă la nesfârșit. Wait a fucking minute, unde s-a... Mamă, ce l-am pierdut pe ăsta, ești prost? Vreau și eu rapid niște topoare, dacă se poate. Și până acum mi-au dat jos două hexuri, dar nu știu care din ele le-au dat jos. Ceea ce mă cam deranjează pe aici pe acolo, pentru că nu e bine pentru mine. Dar oricum, tare am impresia că ăsta o să fie un easy game de toată pomina. Nema? Au, frate, i-au dat heal și aluia. Unde sunteți, mă, nenorociților care sunteți voi astăzi și mâine? Bă, dar oamenii ăștia sunt stealthy as fuck. Voi ori sunteți proști, ori sunteți proști. Nu mi-e explicare din două, dar Dwight ăsta sigur e prost. Nu știu de ceilalți doi, dar ăsta sigur e prost. Stai mă la pale ca să pot să-ți dau cu toporul în țea asta. Ah! Da, trebuie să ne revenim cu iepuraica neapărat, că nu prea mai am țintă cu ea. You nasty ugly motherfucker! Așa faceți, a? Vi să-i dai ăstuia save, a? Mama dracului! Da, ăsta n-am mai stat, credeam că o să facă pallet loop. Ce faci, domnule Dwight? Ești ok? Sănătos? Copii, nevastă, toate cele? Ia să vede... Oh, am basement-ul aici, ce bine de mine. Și ce nasol de tine. Opa, s-au pus băieții pe reparat. Stai așa că nu-i așa. Dar nu înțeleg de ce și-a dat ăla disconnect până la urmă, că nu e ca și cum ar fi fost Freddy sau alt killer de genul ăsta.
Okay, let's do this shit. Bă, nu v-o fi ascuns cumva pe aici și aștepta să plec eu, nu? Motherfucker, știam eu ce știam. Hai mă, să vedem, ție ți-o dăm în moacă. Credeam că o să treacă prin chestia aia, dar nu știu de ce. Bă, prietene, nu știu cum să spun eu ție, dar cu cât mă învârți tu pe mine mai mult, cu atât ăla o să mierlească mai repede. Hai mă. A, așa vrei să jucăm, a? Unde te-ai dus, mă? God fucking damn it, l-am pierdut. Ce faci, bă? Ce prost nu te-ai sincronizat, bă, băiatule, bă. Ah! Nu mai am fucking ținta aia deloc să-mi bag piciorul. Nu, îmi pare rău, tu n-ai să faci treaba asta. Bă, ia stai mă, că e unul pe aici. Domnule Quentin, ce mama dracului faci tu aici, am? Pleacă dracu de aici. Bă, dar nu mai am țintă deloc să moară Bibi. Deci dacă îmi dă cu lanterna aia în ochi, mamă ce prost ai fost să-ți moară măta. A, se vede că ăștia sunt survivor mai bun, nu-i nimeresc chiar așa ușor. Vino la tata. De ce am eu presimțirea că ăștia sunt în zonă și abia așteaptă să plec? Te-am văzut, dă-te-n moașă, ta, stai liniștit. Mamă, prietene, dar ce-ai spart-o la fugă și problema e că... A, aici te-ai dus, aha. Bă, frate, dar la limită! Deci se feresc fraierii ăștia la limită. Hai da mă, hai da mă, dă-i odată cu paletul ăla în sărăcia mătii de fraier. Of, Doamne, cât urăsc când fac chestia asta. Te crezi un supraviețuitor șmecher, domnule Quentin, a? Ia spune dumneata. Mamă, dacă pun gheara pe tine. Pleacă dracu de aici. Ok, să-mi spună și mie cineva unde dracu, de fapt cum dracu a scăpat. Își explică cineva treaba asta că eu nu. Ce faci mai aici, bă? Alo, 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 alo. Domnule Fraiericus. Ia stai că și ăsta se întoarce la palete, fiți atenți, bă. Câtă minte pe ei. Na de aici, fraiere. Trebuia să prind până la urmă pe careva să-i fac faza asta. Că nu se mai satură, domne, ei să facă pallet loop. Bine, nu zic că și eu fac asta când sunt survivor, dar totuși, nici chiar așa. Bă, stai un... Mamă, ce prost ai putut să fii. Unde e, mă? Unde te-ai dus? A, stai că facem altfel. Dar totuși n-ar trebui să am și eu un dulap aici să... A, ia uite-l. Hai că oricum fraierii și-au reparat cam destul cât să aibă și... Hatch-ul spawn. A, ia uite-l, mă, unde era el. Hai, fraiere, că trebuie să treci undeva.
Bă, frate, unde... Deci, eu nu-mi explic. Mă jur că nu-mi explic. Deci, cum dracu a luat-o el tamam pe acolo? Să-mi zică și mie cineva repede, vă rog frumos. Ia uite-i, ia uite-i. Domnule Dwight, e timpul ca dumneata să mori. Ce zici de treaba asta? Îți convine? Știu că nu-ți convine. Nici mie nu-mi convine, că voiam să mă joc mai mult cu voi, da? Ne, shit happens. Baby Survivor. A, așa faci, dai cu paletul jos, a? E șmecher tu. Ce-ai făcut, bă, tati, bă? Bă, tati, bă, ce-ai făcut, bă? Mamă, îmi fac crash ăștia, fiți atenți aici. Dacă ești fraier, ești fraier. Da, o să vină să-mi bage el mie repede lanterna în ochi, n-ai să vezi, n-ai să vezi fraierul dracu care ești. No, 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 lasă, lasă, nu e nevoie de din astea. Ia să vedem unde ai zbugit-o tu la fugă. Mamă, cât urăsc treaba asta, vere. Oh, Quentin ăla o să scape. Și asta mă enervează cel mai rău, că fraierul ăla o să scape, taman ăla. Hai că dacă nu pot să vă dau cu toporișca după ceafă, o să vă dau cu toporul al mare, dacă așa vreți să jucăm. Mmm, aha. Ce, mă, credeai că nu te văd sau ce? Mamă, ce fraier ești, mamă, ce fraier ești. Ce faci, Dwight, ești bine? Așa, 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 sare, sare, sare. Ca să poți să te prind mai repede. Prostul pământului, Doamne Dumnezeule. Hai să spargem chestioara asta ca să nu mai ajung aici, că deja mi-a făcut crize, da, crize din alea mari. Hai, mă, unde-i băiatul cu save-ul cu lanterna? A, stai că ăla cred că deja campează hatch-ul. Marș acilea. Nu prea le-am avut cu aruncatul toporului astăzi, cam proastă țintă. Ia să vedem în cât timp iese. Eu o să număr în gândul meu. 1. Zece secunde până acum. Opa! Haide, boss! Ia să vedem. Ia să vedem cât putem să stăm aici așa până să găsească el hatch-ul. Chiar nu mă grăbesc, deci chiar nu mă grăbesc. Hai că o să facem așa puțin target practice, să aruncăm așa la plezneală să vedem ce se întâmplă. Mamă, dar cum se duce când îl ții la maxim. Ai, frate, ce mi-am făcut-o, nu pot să cred. Eu și aruncatul meu la țintă în direcția opusă, dar total opusă. Mamă, regret că nu l-am prins pe fraierul ăsta. Ia să vedem ce rank au fost. A, asta și-a dat disconnect, tipul a făcut disconnect, ok. Am făcut pip. Ai ratat tu toate save-urile pentru că ești fraier, nu de alta, Lucas Fio.
Stai, bă, stai, care a fost ăsta? Dwight-ul care a murit. De fapt, unul din ei era rank 4. Ăsta rank 11. Care e tipul ăsta așa? Bă, ăștia ori sunt proști, ori sunt prea buni. Nu pot să-mi dau seama care din asta. De fapt, nu, am greșit. Ori prea proști, ori foarte proști. Nu știu care din astea două. Cum să fii, frate, rank 4 și să mor? Trebuie să fii ori prea prost, ori să fii jucat prea mult în parte. Că altfel nu prea-mi explic cum făceai tu rank-ul ăla și joci atât de prost, adică fără supărare. Mamă, de ce mă lasă mă cu asta care nici măcar nu-mi dă ceva? Whatever. Oh, nice, un bloody party streamer și avem și save the best for the last. Bă, mie nu prea îmi place parco... Iar mi-a dat porcăria asta pe bune, a Territorial Imperative. Nu prea mă atrage, da, în fine. Ce mai avem noi pe aici? Bă, spre surprinderea mea am văzut că Auto Heaven Records-ul e destul de bunicel pentru Huntress, adică na, cât de cât acolo. Dar, în fine, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao-les!